Bine v-am găsit, pasionații ai utilajelor! Data trecută ne-am făcut un prieten patruped în persoana lui Spot, așa că se impune să continuăm discuția despre importanța roboților în construcții. Cu ajutorul lui Spot, un șef de șantier se poate afla în cealaltă parte a lumii și poate verifica dacă un element a fost instalat corect și la timpul potrivit. Totodată poate să îi trimită clientului fotografii sau videoclipuri care să-i dovedească acestuia că un anumit sector al lucrării este finalizat și astfel clientul să facă plățile la timp, fără scuze sau amânări. Pentru a vedea progresul unei lucrări în timp real, Spot se așează în același loc la ore fixe și face poze la 360 de grade. Este o sarcină simplă care nu ar trebui să cadă în mâna unui inginer calificat. În fond, iar răpi din timp și imaginile capturate nu ar avea precizia milimetrică pe care o asigură un robot. Majoritatea proiectelor de construcții se lovesc de întârzieri și creșteri de costuri, iar cauzele țin de monitorizarea activității muncitorilor și managementul șantierului. Spot rezolvă aceste probleme prin colectarea de informații în timp real cu o frecvență sporită. Prin urmare, responsabilii de șantier au o imagine clară asupra stadiului lucrării și pot corecta rapid situația dacă lucrurile nu merg în direcția dorită. Robotul nostru este implicat și într-un program pilot care testează utilitatea conectivității 5G în construcții. Concret, compania pentru care lucrează acum a primit o subvenție din partea guvernului britanic pentru a explora potențialul rețelei 5G. Această tehnologie va revoluționa conectivitatea la internet și va crește viteza de transfer de date la cote foarte înalte. În plus, se vor putea crea rețele private 5G care se vor limita la a funcționa doar într-un anumit spital, fabrică sau, desigur, șantier. Pe de altă parte, o preocupare a dezvoltatorilor este faptul că Spot este expus atacurilor informatice. Un hacker priceput poate prelua controlul robotului și poate afla informații confidențiale despre un șantier sau chiar poate sabota lucrarea. Tocmai de aceea, Spot este ținut într-un spațiu închis și este atent monitorizat atunci când își face treaba. Versatilitate este cuvântul de ordine atunci când vorbim despre Spot. În fond, acest robot este o platformă care transportă de colo-colo diferite instrumente de lucru. Un scanner, o cameră foto sau video, un detector termic sau un monitor de măsurat calitatea aerului. Practic, orice instrument pe care doriți să-l controlați de la distanță și care să vă furnizeze automat rezultate. Chiar dacă prețul de $75.000 pare piperat, trebuie luat în calcul că Spot înlocuiește mai mulți specialiști, iar costurile cu forța de muncă sunt tot mai mari odată cu deficitul de personal din construcții. În plus, un robot nu și-a vacanță, nu are concediu medical și poate să lucreze zi și noapte în ploaie sau viscol. Spot are o autonomie de doar 90 de minute, așa că după o oră și jumătate de lucru, robotul nostru trebuie să se întoarcă la sursă și să se încarce, operațiune care poate dura până la 2 ore. În viitorul nu foarte îndepărtat, Spot va putea să ridice obiecte sau materiale și să le transporte pe distanțe scurte. Ipotetic, acest robot va înlocui un utilaj sau chiar oamenii de pe șantiere. Posibilitățile sunt limitate doar de imaginația noastră. Gândiți-vă că Spot ar fi de 10 ori mai mare decât este acum și că este echipat cu un braț mecanic. Rezultatul va fi o dexteritate umană, dar la scară mare. Va putea să așeze greutăți în locuri inaccesibile cu acuratețea unui om. Următorul pas evolutiv pentru Spot este să construiască în mod autonom și să preia sarcinile de muncitor calificat. Creatorii acestuia susțin că acest lucru este doar o chestiune de timp și că roboții sunt cei care vor construi clădirile de mâine. Desigur, acest aspect creează și motive de îngrijorare. Ce se va întâmpla cu forța de muncă? Va crește șomajul? Vom fi înlocuiți de inteligența artificială? Doar viitorul ne poate răspunde.
Până atunci însă, vă doresc să fiți sănătoși și să auzim numai de bine!